72 de ani de când marele nostru poet național Mihail Eminovici s-a născut, a văzut lumina zilei, o binecuvântare pentru poporul nostru, pentru poporul român, cum s-a văzut mai târziu, o binecuvântare pe care, uitându-ne în ceea ce Mihail Eminescu, prin poeziile sale, a expus, o binecuvântare venită prin evlavia pe care părinții săi și el mai târziu, inspirat de părinții săi, o avea către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Mihail Eminescu, putem să vorbim foarte mult despre el, dar un singur cuvânt aș vrea să-l amintesc al preafericitului Părinte Patriarh Miron Cristea, vrednicul de pomenire, când spunea că acest poet, poetul cel cu nume de Arhanghel, acesta a fost un martir pe altarul poporului, pe altarul jertfei poporului român. Mihail Eminescu a fost un atlet, să spunem așa, al credinței noastre creștinești, ortodoxe. El spunea că Biserica Ortodoxă Română este maica neamului românesc. El spunea că să facem din Ștefan cel Mare Sfântul nostru național și din Năstirea Pudna Ierusalimul neamului românesc. Iată ce frumoase cuvinte avea el despre Biserica Ortodoxă. Și o frumoasă povestioară, Maicii Teofana de la Mănăstirea Gabia Veche, vorbește într-un mod cutremurător, mai târziu aveam să, și cine citește această povestioară o citește pe nerăsuflate cu siguranță, și rămâne șocat și aude la ce remarcă este la sfârșitul acestui lucru, spunând că îngerul de Crăciun care aducea copiilor daruri, darurile acestea de frumusețe, înțelepciune, curaj, bună cuviință și toate celelalte, spune că la marginea satului a ajuns îngerul scuturându-și aripile de zăpadă și la ultimul copil din sat. Și când a căutat în desagă să vadă ce darul mai poate să aducă, spune că a mărmurit și el ca înger spunând suferința. Și răspune la sfârșit la remarcă, acesta era Mihail Eminescu, acest copil.